Deci facem acum al patrulea episod, deci despre asasinarea profesorului Tănase Mihai. După asta a avut loc alt situație, deci el era drogat, dar totuși se putea mișca, deci drogat cu substanță psihotrope rare aduse din străinătate, în special din Statele Unite. Are loc tot așa o scenetă, că îi ziceau scenete, deci el era un fel de Tarzan și venise din nou o fată dezbrăcată care mergea pe lângă el, era gen, deci lucruri înfiorătoare s-au petrecut atunci la o masă din asta, ei spuneau că ar fi o sacristie sacră, numai tâmpenii. Era, de fapt, ce se vroia, se vroia o prăbușire a întregii clase, a întregii clase și a elevilor foarte buni la matematică, să spunem, din acest liceu, cu profesor din liceu, am arătat, era doamna asta, Stancu, care era sub orice critică, să spunem, ca om, ca profesor. Acolo am arătat cum am adus imediat după lovitura de stat, în 1990, nora doamnei Dobre cu 480, gândiți-vă, cu 480 prin ordinul ministrului, Stancu, această doamnă Stancu și cu doamna Voinea, deci o declasare totală, o declasare totală era acolo. Și deci revenim la acea masă celebră. După ce face show-ul ăsta, să spunem, în pielea goală, profesorul ăsta, Mihai Tănase, se ridică și, vedeți, eu am fost drogat, dar, de fapt, eram treaz ceva îngrozitor. Tata îl întreabă, uite, domnule, cam ce să spune despre tine, că matare ai făcut acolo, că oamenii ăștia au admite. Omule, nu e nimic adevărat, domnule. O a adus pe unul ca mine. M-a dus pe unul ca mine și a făcut asta. Și, din păcate, el era și el implicat, deci, intras într-un fel de organizație din asta, de tip, deci nu francmason, de tip francmasonic, deci o situație negativă complet. Deci, carte nu se făcea, trebuia numai tu să înveți și este foarte greu să înveți singur. Elementele de informatică care erau prevăzute de atunci nu se făceau deloc. Spunea, eu nu știu informatică, deci trebuiau să se specializeze profesorii de matematică și în informatică, să poată preda informatică până la clasele de 5-8. Deci, absolut sub orice critică, eu am arătat ce a fost atunci și ancheta lui tata, bineînțeles, situație negativă complet. Situația asta era, din păcate, și la liceul ăsta, la Colegiul Negruții, unde era profesorul Traian Pohal, și la Colegiul Național, unde era acest profesor Lotin. Deci, situații negative complet, absolut complet, vedeți, după asta el este și asasinat, cumva și cu știrea lui, deci drogare, asasinare, așa ceva, să spunem, de tip masoni. Negativ complet.